Salutare, jupânilor! Eu sunt Cocomin și bine v-am regăsit la un nou video de pe acest canal. Astăzi ne vom juca Farming Simulator 19, iar acesta este un nou episod din seria noastră de roleplay pe Dumești. Ei bine, jupânilor, înainte de a începe acest minunat episod, v-aș ruga tare tare mult să apăsați butonul de subscribe, pentru că foarte mulți dintre voi, cei care mi urmăriți episoadele, nu sunteți abonați la acest minunat canal de YouTube. Și bineînțeles, nu uitați să lăsați un mare follow la pagina noastră de Instagram, o aveți aici în stânga jos, pentru a ne strânge și acolo și pentru a ne forma o comunitate cât mai mare de jupâni. Noi să trecem la episod. După cum puteți vedea, jupânilor, suntem la fermă și după cum știți, avem camionul ăsta de lemne aici aparcat exact în poartă la Tandy Mărioara și o să-l vindem astăzi. Ia să ne urcăm în el, să-l pornim. În primul rând, că nu l-am mai pornit cred că am o săptămână, cred că de când nu l-am pornit. Și acum astăzi o să-l vindem. Așa că haideți să pornim încet încet. Ia să pornim și girofarurile, dacă tot așa, că e încărcat un pic. E încărcat cu ceva lemne, să vă zic sincer. Și o să mergem să-l vindem, bineînțeles. O să-l vindem la Rom Silva de data asta. O să-l vindem la Rom Silva cu 135 de milioane mai exact. Ia să vedem, dăm un semnal la dreapta și am plecat direct la băieții de la Rom Silva. Ăsta e al doilea camion pe care îl încarc așa. Primul l-am vândut la oameni prin sat, am făcut bănișori. Am făcut bănișori și cu primul camion. Acum o să-l vindem și pe ăsta și eu zic că e numai bun, nu? Eu zic că e numai bun camionul cu lemne de vânzare. Adică ia uitați-l. Ia uitați-l, dita mai camionul încărcat full. Ia să-i dăm un pic mai tare. Op, nici chiar tare, tare. Și m-aș gândi să vopsesc din nou Merțanos, sprinterul ăla albastru, că din albastru parcă l-aș face un verde, să vă zic sincer, sau un roșu. Nici nu știu, a fost portocaliu, l-am făcut albastru, acum să-l fac un roșu sau un verde. Zic că i-ar sta destul de bine eu pe culorile astea. Și da, acum noi să mergem direct. Să nu ne răsturnăm în primul rând, asta e cel mai important. Să nu ne răsturnăm. O să începem săptămâna asta lucrările la pod, după cum v-am anunțat din episoadele trecute. O să începem lucrările la poduri. O să-l începem pe amândouă deodată. Ușor, ușor să avem grijă pe aici. Bam. Mamă, gata, hai că avem grijă. Și da, o să începem lucrările, o să fie un șantier destul, de fapt două șantiere, destul de mari, pentru că na, până la urmă podurile nu o să fie foarte mici, și ele la rândul lor o să fie niște poduri destul de mari. Ia să vedem pe aici, să avem grijă. Op, hai că trecem și dăm și pe aici. Să mergem direct la Rom Silva, să vedem băieții de acolo, o să dureze până o să descarc oricum. Dar bine, că o să facem și un ban grămadă până la urma urmei. O să facem și un ban grămadă, să avem și noi acolo, păi până la urma urmei trebuie să facem niște bănuți. Ia să vedem, ușor, ușor, ușor să avem grijă pe aici. Nici pe aici nu cred că trece. A, trec. Și hai că am luat curba frumos aici la Rom Silva, la băieți. Și să vedem acum... Să vedem acum unde descărcăm. Cred că pe aici prin zona să descarc. Dar mai întâi să opresc să vorbesc cu ei. Ia să vedem. Ne dăm jos. Cred că aici o să descarc. Ne descărcăm și înainte. Bineînțeles. Adică prin zona asta, nu? Uitați câte chireste au ei pe aici. Câte lemne aici, rumeguș. Da. Am mă să vorbesc cu ei și am să revin după ce o să descarc și eu. Dita mai camionul, că o să-mi ia ceva. O să-mi ia ceva până o să descarc. Am revenit, jupânilor, am descărcat și lemnele, uitați, camionul acum e golgoluț, ne-am descărcat frumos aici, le-au așezat băieții, acum să ne urcăm înapoi, să-l băgăm în viteză și să mergem și noi la treaba noastră. Ia să vedem, op, atât, hai că de descărcat, am luat bănișorii frumos tot, toți banii de care am avut nevoie. Ia ușor, ușor, să avem grijă noi pe aici, ia uitați, op, o mai ușor. Să venim pe aici, nu mai trece niciun tren oricum, așa că putem să-i dăm liber fără probleme. Am să mergem direct la... Să mergem să ducem și noi camionul. Cred că nici nu știu unde să-l duc, să vă zic sincer. Dar mai întâi cred că o să-l ducem direct la fermă și de la fermă de acolo o să iau și eu un UTB. O să iau UTB scola mai mare 1010 DTU și o să mă duc la...
O să mă duc la Arad cu el, pentru că am o parte, o parcelă unde trebuie să bag la Arad, exact acolo lângă cea, bine, aceeași parcelă unde am semănat cartofi. Acolo lângă, după cum știți, o parte nu-i arată și trebuie să o ar. Până la urmă, că și acolo trebuie să bag la semănat. Orice ar fi, nu contează. Orice recoltă merge pe acolo semănată. Ia să vedem. Ia uitați ce urcă. Ce urcă camionul. Are treabă. Ia fi el un pic camionul vechi, dar merge. Ia uitați. Chiar merge destul de bine. Op, op. Chiar foarte, foarte bine, pot să zic. Dăm un semnal la dreapta și ia să ne băgăm noi pe aici. Mai vine vreo ceva, nu vine nimic. Și dăm blană cu... Îi dăm blană cu... Mazul. Mazul ăsta care e un camion care își face datoria fără probleme. Acum noi o să mergem direct, v-am spus, o să luăm plugul, o să băgăm puțin la Arad. O să luăm plugul la mare, dacă tot luăm UTB cu 1010, pentru că plugul ăla mare, eu zic, o să meargă la el. Da, o să meargă cu siguranță plugul ăla mare, pentru că are forță UTB-ul. Are forță, nu se încurcă el la de-astea. Ia să dăm noi un semnal la stânga, să ne băgăm și noi frumușel pe aici, să nu bușim loganul vecinului. Și să-l parcăm tot aici, undeva unde să nu ne încurce atât de mult, că e destul de mare și camionul. Ia să-l oprim, ne-am dat jos. Hai că de oprit s-a oprit el. Hai că eu zic că stă destul de bine pe acolo. Acum să luăm, bineînțeles, și noi plugul ăsta, dar... Sau să luăm pe ăsta cu 4 brațe, nu știu. Dar mai întâi să punem mașina de plantat cartofi în altă parte. Ia să pornim UTB-ul ăsta la alt, care face o gălăgie de trezește tot satul, să vă zic sincer. Mai avem ceva cartofi aici? Mai avem, din câte se vede. Mamă, dar câta gălăgie face UTB-ul ăsta. Și ia și un minut să pornească. Ia să băgăm un marșalier. Of. Unde să pun eu asta de plantat? Nu, o să o punem direct, uitați aici. O să o punem direct aici, o să ne băgăm cu marșalierul. Și o să o lăsăm aici, în zona asta, după cum. Hai mă, nu vrea? O lăsăm mai încoa, dacă nu. A, atâta. O lăsăm jos. Să o decuplăm și acum să cuplăm, bineînțeles, plugul ăla cu... Dacă tot am zis că luăm de ăla cu 4 brazde, haide să luăm de ăla cu 4 brazde, să vedem dacă îl poate duce... O, măi! Să vedem dacă îl poate duce UTB-ul ăsta fără probleme. Eu așa zic că poate să-l ducă. Dar e foarte gălăgios. E foarte gălăgios, sper că mă auziți. Are un motor de... Gălăgie mare, să vă zic sincer. Ia să vedem, ne urcăm înapoi în tractor și îl ridicăm. A ridicat plugul și acum putem să ieșim și noi aici lejer. Putem, nu? Cât de cât. Cât de cât acolo. Gata, hai că am ieșit și cu plugul. Acum să mergem direct la Arad. După cum am zis, să vedem ce poate UTB-ul ăsta cu plugul de 4 brazde. Ia uitați, un plug. Bine, nu e un plug de la mare, e un plug destul de normal. Nu-i de la mare cu 4 brazde. Dar după cum ați văzut, mai avem și unul cu 3 brazde reversibil, care e și mai mare. Dar ia să vedem totuși, să băgăm la Arad și după o să vedem dacă putem să ne facem treaba cu el sau nu. Ia, dar cum a luat-o? Cum a luat-o fără probleme? Fără probleme, chiar 10 la oră, destul de bine pentru tractorul ăsta. Chiar e destul de bine. Ia uitați. Ia uitați, jupânilor, cam așa se ară cu UTB-ul și cu un plug de 4 brazde. Nu știu câți dintre fermieri bagă un UTB cu plugul de 4 brazde, dar eu, oricum, după cum se vede, asta am și făcut. Ia uitați, hai că o ia destul de bine, numai că trebuia să mă bag eu mai încolo. Trebuia să mă bag un pic mai la dreapta, dar nu e o problemă mare. Ia să vedem, ne întoarcem pe aici, băgăm în viteză și... Ia uitați, ne băgăm exact așa, cum trebuie, lăsăm jos plugul și dă-i blană, ia să vedem. Ia să vedem cum o ia, cum își face treaba. Frumos, nu? O, dar încă ce frumos chiar. Hai, o ia bine. O ia chiar bine de tot.
Ia uitați. Am pornit și girofarul ca să fim aici pe brazdă, cum se spune. Acum văd că plugul face treaba bine. Acum să vedem dacă se poate întoarce după aici, dacă se poate întoarce. Eu zic că am cuplat firele destul de bine la UTB. A, se poate întoarce fără probleme. Deci asta nu e o problemă chiar deloc. Ia să vedem. Băgăm în marșalier, băgăm în viteză și... Ia să vedem. Lăsăm frumos plugul, nu? Îl lăsăm jos, ne băgăm și noi și gata. Ia uitați. Ia uitați, jupânilor, că am băgat aici în viteză, am făcut tot ce ne trebuie. Da, aici nu e mult de arat, pentru că nu e o parcelă mare, avem în jur de jumate de hectar, cred. Acolo avem cartofi, după cum știți, o să trebuiască să aduc o mașină de planta cartofi. Bine, când o să fie nevoie, deocamdată nu e nevoie să treierăm cartofii sau ceva. Uite, pe aici am luat-o, pe acolo am luat-o mai nasol, dar trebuie să mă mai întorc la final. Ia să vedem. Op. Ne băgăm. Întoarcem plugul și tot așa. Acum... Hai mă, că m-am băgat destul de bine. Acum să mă întorc, să mă mai bag o dată pe braț, o să mă duc... Să vin și la biscuit astăzi pe aici, așa că am să revin eu din tractorul cu care o să vin la biscuit, nu știu, o să vedem, așa că am să revin eu. Am revenit, jupânilor, Am revenit din Ford, după cum se vede, avem discul ăsta mare aici frumos în spate cuplat. Acum să mergem direct pe câmp să ne băgăm și noi un pic cu discul, pentru că trebuie să discuim până la urmă toate parcelele. Mai avem și ceva de arată, într-adevăr, pe lângă discuit. Mai avem și de arată niște hectare bune, să vă zic, de teren. Acum, noi mergem cu discul să-i dăm pe acolo frumos să vedem ce o să iasă. Ia să vedem ușor să cam ieși și noi la intersecție. Să ne băgăm pe aici și să-i dăm blană. Fordul l-am luat de pe câmp, pentru că acolo a fost lăsat pe câmp. L-am fost după el, l-am luat și acum, după din câte se vede, am revenit cu el în forță pe aici. Să vedem, motorină avem, nu e asta vreo problemă. Chiar nu e problemă deloc de motorină, că am avut mereu. Și acum să ne băgăm la discuit, după cum vă ziceam, a preluat Nelu tractorul cu plugul. Ia uitați-l, jupânilor, să-l lăsăm și-aș facă datorii aici, bineînțeles. Atâta. Și noi să ne terminăm treaba. Bun, ia să băgăm în viteză și să mergem direct pe aici. Atâta. Trebuie să strâng... baloții am strâns deja din episodul trecut. Mă gândeam ce n-ai mai să-mi strâng iar. Bun, și să ne băgăm pe aici cu discul, nu? Să ne băgăm pe aici cu discul, să vedem dacă putem să-i dăm blană bine sau nu. Dar eu cred că îi putem da bine, nu? Chiar fără probleme, ia să vedem. O, băgăm în marșalier acum și... Perfect, nu? Lăsăm discul jos. Cultivatorul, combinator, cum să-i mai zică, nici nu știu. Și-i dăm blană pe aici, pe parcelă. Eu zic că o să o ia bine, chiar foarte bine. Ia uitați, jupânilor, cum a luat-o. Hai că o ia bine, chiar o ia bine de tot. Și pe aici, bineînțeles, o să vină semănat niște grâu o să bag la semănat. Grâu sau floarea soarelui, nu știu. Cred că o să bag floarea soarelui tocmai dincolo de râul Dumești, acolo unde am terenurile line, pentru că floarea soarelui acolo aș vrea eu cel puțin să o plantez. Ia uitați ce aici, terenul ăsta care trebuie semănat. Mamă, dacă am greu mă întorc cu Ford-ul, trebuie să o iau mai din lung de acum. Ia să vedem, ca să mă pot băga și eu ca omul, nu? Hai să o luăm cum trebuie, că altfel nu facem nicio treabă. Ia să lăsăm grapa jos și... Pac. Stai că n-am luat-o bine. Gata, hai că am luat-o bine. Acum să ne continuăm și noi treaba pe aici. Ia uitați, Ford-ul merge de minune, chiar fără nicio problemă. Ia uitați.
E bazat pe el, are căluș destui, merge la treabă, la tras, fără probleme chiar. Și acum să vedem, după ce o să termin aici de dat cu combinatorul, o să mai am niște parcele micuțe de arat, și pe la oameni prin sat, dar și pe la și cele pe care le-am în arendă. Ia să vedem, op, ne întoarcem frumos pe acelea și ia să vedem, cam greu cu întorsul pe aici, oricum în vale trebuie să mă întorc mai de multe ori, să vă zic sincer. Ia să vedem, ușor, 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 să avem grijă pe aici. Bam, 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 ho, măi, ho. Cât te băgași tu pe aici? Băgăm în viteză și hai, las-o jos și dă-i blană acum. Dă-i blană în deal, că asta-i meseria ta. Asta, uite ce a luat-o. Uite ce a luat-o. Un tractor lucrează pe acolo, un tractor lucrează pe aici și tot așa. Facem treaba. Băi, jupânilor, cam atât a fost și cu acest minunat episod, sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați acolo un mare, mare like și un subscribe pentru a ne aduna cât mai repede 20.000 de jupâni pe acest minunat canal YouTube. Pe data viitoare vă urez numai bine și noi ne vom revedea, bineînțeles, în următorul episod.